Inaugurarea tronsonului de drum ce face legătura dintre Câmpul Liniștii cu centura de nord-vest a municipiului mai are de așteptat. La fel și șoferii care sperau ca încă din luna februarie să scurteze drumul spre centura ocolitoare a Aradului. Asta pentru că nu a fost prevăzută în proiectul din fonduri europene și amenajarea unui sens giratoriu la ieșirea pe centură. Deși tronsonul de drum de pe strada Câmpul Liniștii și pe centura ocolitoare a Aradului de nord-vest au fost finalizate, iată că nu se poate circula pe aici, asta pentru că, după cum se poate vedea în spatele meu, sensul giratoriu încă nu a fost finalizat. Odată votat noul buget, s-a trecut și la demersurile prin care să se realizeze sensul giratoriu de pe centura ocolitoare a Aradului. Autoritățile locale spun că mai este nevoie de câteva formalități birocratice, după care se va organiza șantierul. În prezent este în curs de reglementare situația juridică a unei parcele de teren necesară pentru realizarea sensului giratoriu care va racorda noua șosea Câmpul Liniștii cu centura nord-vest a municipiului. Este o condiție absolut necesară pentru a avea traficul în siguranță pe această porțiune, urmând ca după realizarea acestui sens giratoriu să se deschidă circulația. Contractul de executare a lucrărilor proiectului legătură rutieră Câmpul Liniștii Centura Arad a fost câștigat în 2012 de o firmă arădeană, care s-a obligat ca în decurs de 12 luni să realizeze legătura între Câmpul Liniștii și centură. Valoarea proiectului a fost de 10,3 milioane de lei, din care 8,2 milioane au reprezentat sumele nerambursabile și 2,1 milioane de lei partea care a revenit la plată municipiului.